Salutare, dragilor! În acest episod vreau să vă dezvolui primul meu antrenament de masă musculară și nutriția. Așa că m-am gândit să scot dosarul de la Naftalinul, unde am toate nutrițiile, toate antrenamentele de-a lungul timpului, iar acest antrenament este din 2010. Antrenamentul este conceput de Sergio Garcia, antrenorul care mi-a fost mie antrenor timp de 4 ani de zile. El m-a îndrumat și să merg la concurs. M-am pregătit pentru primul concurs în 2010 și imediat după concurs mi-a conceput un plan de antrenament și de nutriție pentru a câștiga în forță și masă musculară. Mă vreau să vă prezint antrenamentul, dar înainte de asta vreau să vă zic că Sergio Garcia este subcampion la Mister Univers, campionul Spaniei și locul 3 la campionatul mondial de culturism. O să începem așa. Este un antrenament de 3 zile, facem antrenament cu greutăți luni, miercuri și vineri. Restul zilelor, pauză. Astăzi o să vă prezint și antrenamentul de luni, în care o să fie piept, biceps și triceps. La piept o să facem 2 exerciții, la biceps tot așa 2 exerciții și la triceps 2 exerciții. Acum o să vă zic ce facem la fiecare grupă musculară. La piept începem cu un prins cu bara de la piept, unde o să facem 12, 10, 8, 6, 4 și 2 repetări. După cum vedeți, este un număr de repetări în care introducem și hipertrofia musculară, dar și forța, pentru că facem 4 și 2 repetări. Următorul exercițiu pentru piept sunt fluturări cu gantere. Aici puteți să faceți plan înclinat, plan drept sau declinat. Sunt 3 serii, a câte 10-8 repetări. Pentru biceps avem așa 2 exerciții. Primul exercițiu, flexia antebrațului pe braț cu bara, o să facem 3 serii, a câte 10-8-6 repetări. Următorul exercițiu pentru biceps este tot așa, flexia antebrațului pe braț, dar data aceasta nu cu bara, ci cu gantele. Pentru triceps avem tot așa 2 exerciții, o să facem extensia tricepsului cu sfoara la helcometru, o să facem 3 serii, a câte 10-8-6 repetări. Iar ultimul exercițiu pentru triceps, din culcat pe bancă, cu bara Z, extensia tricepsului, unde o să facem tot așa 3 serii, 10-8-6 repetări. Următorul antrenament, să avem picioare, este miercuri, unde o să facem genoflexiuni, unde o să facem 12, 10, 8, 6, 4 repetări. După genoflexiuni o să facem press, unde o să facem 3 serii, unde o să facem 12, 10, 10 repetări. Iar următorul exercițiu pentru picioare, pentru quadriceps, sunt extensiile, unde o să facem 3 serii, câte 15 repetări. Pentru femoral o să facem un exercițiu din culcat pe burtă, o să facem 15 repetări, 12 repetări, 10, 8 repetări. Următoarea grupă musculară la picioare sunt gambele, unde o să facem ridicări pe vârfuri, unde o să facem 4 serii, câte 15 repetări și ridicări pe vârfuri din șezut, tot așa 4 serii, câte 15 repetări. Acum o să trecem la antrenamentul de vineri, ultimul antrenament pe săptămână, în această săptămână. Vineri avem spate, umeri și o să facem tracțiuni la helcometru, priză largă, unde o să facem 4 serii, a câte 12, 10, 8, 6 repetări. O să facem următorul exercițiu, ramat cu bara, unde facem 3 serii, a câte 10, 8, 8 repetări. Iar pentru umeri o să facem tot așa 2 exerciții, pres militar sau împins cu bara de la piept, să facem 3 serii, a câte 10, 8, 6 repetări. Și o să mai facem la umeri flutură laterală, unde să facem 3 serii, a câte 10, 8, 8 repetări. Și ultimul exercițiu pentru trapez, ridicări cu gantere, ridicarea umerilor, unde o să facem 3 serii, a câte 10, 8, 8 repetări. Cam acesta este antrenamentul pe 3 zile pentru creșterea masei musculare, pe care l-am avut în 2010. Este primul meu antrenament mai serios, să zic, primul meu antrenament serios de a crește masa musculară și forța. Mă vreau să vă povestesc un pic din amintirile mele, cum a fost primul meu antrenament, cum am descurcat cu antrenamentul,
Eu la acea vreme locuiam în Saragossa și trebuia să merg 50 de kilometri, mergeam în fiecare zi până în Puebla de Alfiden, era un sat unde locuia antrenorul, avea sala lui și acolo mergeam în fiecare zi, în funcție de antrenamentul pe care îl aveam. După cum vedeți, în acest antrenament mergeam de 3 ori pe săptămână și, practic, acolo făceam picioare, mi-a pus o bară în spate, n-a băiat, fă genoflexiuni. E ca și în ziua de azi, va face genoflexiuni la sisi, va face cu greutatea corpului. Efectiv, dacă vrei să crești masă musculară și forță, trebuie să faci exerciții de bază, cum sunt genoflexiunile, presa, împins cu bara de la piept, împins cu gantele de la piept, împins cu pentru umeri cu bara de la piept. Nu sunt exerciții sofisticate, dar sunt exerciții de bază care m-au ajutat pe mine să-mi creez masa musculară și forța. Toate acestea vin împreună cu o alimentație adecvată pentru acest antrenament și pentru obiectivul pe care îl aveam. El a știut de la început care este obiectivul meu, că vreau să cresc masa musculară și că următorul an vreau să concurez din nou. Cum era antrenorul? Când mergea la antrenamente, el era un tip destul de dur, adică trebuia să-i demonstrezi că vrei să avansezi, că vrei să evoluezi, că îți place ceea ce faci și că nu-l faci să piardă timpul cu tine dându-ți antrenamente sau să-ți dea, de exemplu, să faci împins cu bara la piept și tu să-i zici, dar nu pot să fac cu gantere. Să uita urât dacă zicea chestia asta. Trebuie să-i demonstrezi de-a lungul timpului, în acești 4 ani, că eu chiar vreau să fac culturism și chiar îmi place culturismul și chiar mă simt născut pentru așa ceva, să fac culturism. Și că îmi plac la nebunie antrenamentele cu greutăți și că vreau să fiu un tip mare și masiv. Cred că i-am câștigat încrederea în acei 4 ani cât m-am antrenat cu el. De la an la an am evoluat, masa mea musculară a crescut, forța, i-am învățat și tehnicile de antrenament, am învățat cum trebuie să mă antrenez și am învățat foarte multe chestii de el. Practic, mi-a creat baza în culturism, ce înseamnă cu adevărat culturism. Ceea ce nu poți să înveți la un curs sau și dacă înveți la un curs, nu vei învăța ce este culturismul 100% pur. Adică mergi la un curs, faci un curs de personal training, de antrenor personal, dar acolo nu vei învăța tehnicile de antrenament avansate, ce trebuie să mănânci pentru a fi cât mai mare, pentru a-ți încărca mușchii cu glicogen, câți carbohidrați trebuie să mănânci pentru a avea o masă musculară cât mai dezvoltată, cât timp de antrenament trebuie să faci, ce exerciții trebuie să faci. Deci sunt foarte multe chestii aici care se evoluează și de care trebuie să ții cont. Pentru dacă vrei să faci culturism și vrei să ai un corp cât mai musculos și nivel de grăsime cât mai scăzut. Tot v-am prezentat prima mea rutină de antrenament pentru masă musculară și forță. Îmi este foarte dor să fac un antrenament din această rutină, așa că am ales antrenamentul de piept, biceps și triceps, așa că haideți să trecem la treabă. Trebuie exerciții, o să fie împins cu bara de la piept, așa că prima dată să facem încălzirea, să facem o serie sau două serii, să trebuie încălzit pieptul.
Princepsilor, sfară la fel, promete un spațiu între serii, câte fete au de pe pentru a crește masa musculară, dar asta o să aflați în episodul următor.